Învăț să învăț. Resurse educațională pentru clasa 5-a la disciplina Consiliere și dezvoltare personală. Pe ecran poți citi o serie de cuvinte. Oprește prezentarea până vei nota propoziția cu sens care se poate formula folosind toate aceste cuvinte. Un autor necunoscut susține. A învăța cum să înveți este cea mai importantă abilitate. Abilitatea se referă la capacitatea de a face ceva cu ușurință. Ești de acord cu această afirmație? Argumentează părerea ta. Acum, dirigintele tău îți pune la dispoziție un zar. Fiecare dintre elevii prezenți va da cu zarul. Numărul de puncte de pe zar te va provoca să prezinți colegilor o situație legată de activitatea ta de învățare în care ai simțit emoția dată. De exemplu, dacă aruncând cu zarul observi trei puncte, vei spune când te-ai simțit bucuros la școală pentru că ai știut lecția, pentru că ai primit o notă bună în urma faptului că ai învățat sau pentru că ai știut să aplici o formulă într-un exercițiu la matematică. Numărul punctelor de pe zar. Este asociat cu emoțiile: surprins, îngrijorat, bucuros, fricos, trist, rușinat. Probabil fiecare dintre noi am simțit toate aceste emoții și multe altele în diferite situații. Cu toții ne dorim să știm și să folosim ceea ce învățăm. Să fim deschiși spre noi experiențe de învățare, adică să ne dorim să învățăm lucruri noi. Cum poți face acest lucru? Ce te poate ajuta? Folosind anumite metode, tehnici și strategii de învățare eficiente, acestea te pot ajuta să aplici și să utilizezi ceea ce ai învățat. Oare Alex aplică astfel de strategii? Să vedem! Ieșind din clasă, Alex se îndreaptă grăbit spre cei doi prieteni ai lui, Ana și Andrei, din clasa a șaptea. Sunt foarte îngrijorat, le spune Alex. De când sunt în clasa a cincea, parcă nu mai știu cum să învăț. Acum am avut test la geografie. Ieri mi-am făcut cartonașe cu lecțiile, le-am citit de multe ori. Am stat până la 1 azi noapte să-mi repet. Dar azi nu am știut să fac harta. Nu am știut cum să aplic ceea ce am învățat. Sunt atât de dezamăgit. Voi cum reușiți să rețineți, să înțelegeți și să utilizați ceea ce învățați? Alex, ai auzit expresia porcul nu se îngrașă în ajun? Hmm. Sunt convinsă că știi ce înseamnă. Nu poți lăsa totul pe ultima zi. Eu, de exemplu, îmi fac un program de învățare pentru mai multe zile. Nu pot să mă aștept să înțeleg de la început orice citesc sau să știu face un lucru din prima. Într-un text, de exemplu, eu aleg să subliniez doar cuvintele cheie, cuvintele foarte importante din text. Acestea mă ajută să rețin mai bine esențialul. Gândindu-mă la aceste cuvinte, notez ideile lecției ca și cum mi le-aș explica mie sau altcuiva. Iar repetarea a ceea ce învăț mă ajută să rețin pentru mai mult timp, să pot aplica ceea ce știu deja și să înțeleg mai ușor ceea ce urmează să învăț. Așadar, în momentul în care îmi pot explica mie sau altcuiva ceea ce am citit, sau pot aplica ceea ce am citit, înseamnă că sunt pe drumul care mă ajută să învăț și să folosesc ceea ce am învățat. De asta e bine să fii organizat poți învăța pas cu pas tot ceea ce îți dorești. Dar pentru a învăța, e foarte important să fii odihnit și concentrat. Alege să studiezi 25-30 de minute, după care ia o pauză de 5-7 minute. În această pauză poți să te plimbi puțin prin curte sau poți să faci câteva exerciții fizice. Când începi să înveți, îndepărtează de lângă tine obiectele de care nu ai nevoie. Poate fi telefonul, mâncarea sau jocul. Închide televizorul și asigură-te că ai parte de liniștea necesară pentru a învăța. Pe noi, aceste tehnici ne ajută să învățăm. Alex, mai e ceva? Mă întrebai și tu uneori cum mă pricep să fac prezentări așa reușite în PowerPoint. Am învățat să le fac pas cu pas. Încă din clasa 5-a am aplicat toate cunoștințele de la informatică. Și pentru că îmi doream să știu mai mult, i-am cerut ajutorul domnului profesor și unchiului meu care se pricepe la asta. Am urmărit emisiuni la televizor, am vizualizat tutoriale pe internet, am participat și la un curs. Toate informațiile pe care le-am aflat, le-am utilizat și aplicat, realizând singur aceste prezentări cu care particip la concursuri în funcție de ceea ce vrei să știi sau să știi să faci, te pot ajuta informații pe care le găsești în diferite surse. Pot fi notițe din caiet, manuale, culegeri, enciclopedii, atlase, vizite în anumite locuri sau de pe internet. Ai reținut recomandările pe care cei doi elevi le-au făcut lui Alex? Pe care dintre acestea le respect și tu în activitatea ta de învățare? Ascultând sugestiile lor, ce greșeli poți să spui că faci atunci când înveți? Care dintre recomandările Anei și ale lui Andrei te-ar ajuta să înveți? Împărtășește colegilor tăi răspunsurile la aceste întrebări. La final, prezintă colegilor alte tehnici sau strategii de învățare. Pe care tu le folosești și care ți se par că sunt eficiente pentru tine. Astfel, puteți afla unii de la alții cum să învățați. Important este să reții faptul că tehnicile de învățare te ajută să înțelegi și să utilizezi ceea ce ai învățat, conducând la rezultate mai bune sau chiar la obținerea unor succese în diferite domenii.